O tânără de numai 25 de ani care mergea în vizită la părinți și-a filmat propria moarte. Românca și-a pierdut viața într-un tragic accident petrecut pe autostradă din Italia. Potrivit presei din peninsulă, fata s-ar fi filmat cu telefonul în timp ce gonea cu o viteză cu mult peste limita legală. Românca și-a pierdut viața în mod tragic pe o autostradă din Italia în timp ce mergea în vizită la părinți. Tânăra, care conducea cu o viteză mult peste limita legală, filma cu telefonul bordul mașinii pentru a surprinde viteza amețitoare cu care se deplasa, peste 170 de km la oră. Într-o clipă de neatenție, aceasta a pierdut controlul volanului, a intrat în parapetul despărțitor, iar apoi mașina s-a răsturnat de câteva ori. Din păcate, tânăra nu a mai avut nicio șansă de scăpare și a murit pe loc. Oamenii legii au găsit în mașină telefonul fetei cu care aceasta și-a filmat propria moarte. Acesta conținea un video de circa un minut realizat chiar înainte de impact, în timp ce mașina gonea cu 170 de km la oră pe autostradă.